Five, four, three, two, one. Bună dimineața! Vorbim despre Bitcoin și Ethereum astăzi. Și, așa cum ați văzut, analiza tehnică pe Bitcoin a fost corectă, iar pe Ethereum nu. Și de ce spun asta? Pentru că nu putem să ne luăm niciodată după analiză tehnică. De aceea trebuie să ne luăm mereu măsuri de precauție. O să vă spun targetul pentru Bitcoin și Ethereum pentru următoarele zile și o să fac și o analiză tehnică mai mare undeva până în luna aprilie și o să vă spun targetele pe Bitcoin și Ethereum pe următoarele două luni sau până la sfârșitul lunii aprilie. Până atunci, nu uitați cei din Marea Britanie, www.acteinuk.com, vin taxele, puteți să vă, vă, faceți închiderea de taxe completely safe și cei care încheie taxele pe 0 vor plăti doar 80 de lire. Intrați aici, dați clic, aplica acum pe site-ul meu și vă faceți un cont, primiți detalii de payment, faceți payment-ul și ori veniți la birou, ori prin telefon, vă închem taxele pe 0. Deci, www.acteinuk.com. Dot com. Găsiți aici tot ce înseamnă despre viața în Marea Britanie, găsiți prețurile la toate serviciile care le oferim și vă ne găsiți și la birou împreună cu colegii mei, suntem aici de la 8 la 6 în fiecare zi. Deci nu uitați actinuk.com. Revenind la uh, Bitcoin. Bun. Pe daily Bitcoin se continuă să mă exprim așa, să rupă rezistența de la 71.450, lucru care se va întâmpla Până maxim mâine tehnic suntem bullish. Am scos câteva indicatori, am scos câteva indicatori, deci care mi arată semnale de buy chiar din zona asta de 70.000. O să vărot time ul și pe 4 ore. Pe 4 ore cred că ne putem corecta astăzi, adică până în cursul seriei putem să atingem zona de 69.800 înapoi, avem ca și suport zona de 68.000. De aceea, cei care vreți să deschideți o poziție de long în cursul zilei de astăzi, așteptați ca Bitcoin să coboare în zona de 69.700 și puteți să deschideți, bineînțeles, să vă mutați tot unde doriți voi, dar dacă vreți să fiți safe pe daily puteți să deschideți o poziție de long chiar de astăzi și ca target avem zona de 73.000 ca daily și 82.000 pe weekly, deci atenție. Ethereum mă așteptam, așteptam să se corecteze ieri, așa, așa arăta analiza tehnică, lucru care nu s-a întâmplat. Avem un pattern bullish care se formează, avem și acest continuation, avem semnalul de intre aici, plus alți indicatori tehnici care, repet, i-am scos pentru că e analiza mea tehnică, dar vă spun că Ethereum pe daily, chiar dacă deschideți astăzi o poziție din zona de 3660, puteți să luați un profit bunicel pentru că va urca până în zona de 4077 cu plus, dar haideți să ne uităm și pe 4 ore. Și pe 4 ore urmează o oarecare corecție pe Ethereum, de aceea un entry price puteți să-l setați și în zona asta de între 3500 și 3400. Depinde de fiecare cum dorește să intre și dacă are timp să stea pe laptop sau pe un alt device să-și facă analiză tehnică. Dar, deci v-am spus, pe daily Bitcoin și Ethereum formează paterne bullish, prețul este unul destul de accesibil și cred că lucrurile vor merge bine în continuare în ul este într-o zonă destul de înaltă, ceea ce indică lăcomia, dar nu mai contează de multe ori acest aspect când avem indicatori că putem intra long. Deci, atenție, așa cum v-am indicat astăzi și mâine, puteți să luați ceva profit destul de bun pe Bitcoin și Ethereum. Analiză tehnică foarte scurtă, nu vă plictisesc foarte mult, zi frumoasă!